Care sunt cele mai mari diferențe între jucătorii de 20 de ani de acum versus fotbaliștii de 20 de ani de acum, nu știu, de două decenii, să spun? E cum diferit, crezi că s-au schimbat generațiile? E diferit pentru că societatea s-a schimbat. Da, cu totul, e, da? E clar. Noi ca și bănii ne creștem altfel copiii. Ei au deschidere mult mai mare la informație, da? Acum văd meciuri, văd la televizor fel și fel de știri, văd la pe platformele astea, ca să nu le dau nume, da? Dar tot timpul sunt la YouTube, da? Că e foarte, da, YouTube, Instagram, văd fel și fel de lucruri din fotbal, acum e totul e la vedere. Și îi văd asta, dar văd numai partea bună a lucrurilor. Noi am fost obișnuiți și cu greu. Mergeam cu autobuzul la antrenament sau pe jos, poate unii, sau cu tramvaiul. Acum îi aduce cineva, mama, tata, recomand să și-o facă același lucru. Adică asta este societatea, da? Asta obișnuiți așa, nu sunt obișnuiți cu greu, nu are voie nimeni să mai țipe la ei că se deranjează, că e complicat. E și normal pe de parte, pentru că așa cum spuneai tu, s-a schimbat societatea și nu mai poți să faci ce făceai în 2000, dar pe de altă parte cred că e un impediment chiar pentru ei, deși beneficiază de atât de multe lucruri bune, cred că nu mai e conservat acest spirit de sacrificiu. Exact, spiritul de sacrificiu lipsește și această dorință de muncă și foamea de a reuși e mai mică acum. Aia este cel mai periculos lucru. Pentru că dacă dispare foamea de a reuși și de a te sacrifica pentru sportul pe care îl faci, ok, fotbal, handbal, tenis, orice, acolo devine riscul ăsta și o automulțumire, o plafonare, practic, părinții le oferă, acum cam toată lumea are o deschidere, le oferă mai multe lucruri și se obișnuiesc așa, aia lasă că văd eu ce fac, îmi dă mama, îmi dă tata și nu mai au foame asta. Cred că și nivelul de trai e un factor important aici. Da. Foarte mulți dintre fotbaliștii de acum, nu știu, o perioadă lungă, timp 10-20 de ani, proveneau din familii în general modeste. Da, modeste, normale, cum era pe vremea aia, n-aveai posibilități, dar cât să trăiești normal. Și aia era și asta, să fii un fotbalist important, să câștigi bani, să-ți ajuți familia. Acum cred că e diferit un pic. Deci, nu reușesc în fotbal, mă bagă tata la o firmă. Exact, și văd în sport că unii își doresc, dar ei văd doar anumite lucruri frumoase pe telefoane și la televizor. Văd partea aia ce se întâmplă, nu văd ce se întâmplă în spatele realizărilor pe care ei le au pe teren. Munca pe care unii o fac, da? Ei văd, da, Cristiano Ronaldo, mamă, face freze, se bucură la goluri, nu știu ce face, da, ce mașini, ce case, ce are. Dar nu văd în care în spate. Ce face el. Și acum, ușor, ușor, trebuie să se îndrepte și către chestia asta. A fost vreun anumit moment în care ai fost surprins de relaționarea cu jucătorii de la U20, care, nu știu, te-ai dat seama, poate, mamă, ce diferență e între mie de acum 20 de ani și cei de acum? Bine, eu fiind în breazla asta de antrenorat, de cum am lăsat de fotbal, am 6 ani deja de antrenorat. Indiferent ca antrenor secund sau ca antrenor principal, nu contează, ești în contact cu jucătorii și m-am obișnuit cu chestia asta, nu mi se pare nimic dificil. Relaționez foarte bine cu ei, atâta timp cât ne respectăm reciproc, este super.